cățel, pisică, apă, foc, cer mare. Care sunt cuvintele cele mai folosite din limba română? Chiar așa, prieteni, voi ce cuvinte din limba română folosiți cel mai și cel mai des? Eu, de exemplu, cuvintele pe care le folosesc cel mai și cel mai des sunt: hai să descoperim și știați că... De fapt, sunt mai multe. Oare pentru clopoțel, care sunt cele mai folosite cuvinte din limba română? Dar pentru Lulu... Pentru Lulu cred că știu. Pentru Lulu cred că sunt sarmale și sarmale. Și ciocolată. Și ciocolată, bravo! Hei, ce faci? Uite, făceam puțină ordine. Mi-am amintit de fotografia ce asta pe care suntem. Am făcut-o. Când am făcut clipul, Eu sunt Zuli! Exact! Da, uite, și mai aici. Și mă gândeam care e cel mai folosit cuvânt. Care e cel mai folosit cuvânt la mine? Tine? Hai! Hai? Da! Și te iubesc! Bine, hai. Al doilea! Da, hai să prima te iubesc! Prima dată așa zici, hai! Te iubesc! Hai! Dar serios, cred că hai este cuvântul pe care îl folosesc cel mai des. Serios? Și cu voi, și cu Maia, și cu Marius, și cu toată lumea. Hai! Un singur cuvânt ai? Sunt foarte curioasă. Cel mai folosit, da. Că e cel mai folosit și al doilea cel mai folosit e... Hai odată! Hai acum! Da. Oare pentru fetița Zurli, care e cel mai folosit cuvânt? Vrei să aflăm? Normal. Hai să-i chemăm! Haide-te la loc! Pupiți! S-ai apucat să zic! Pupiți! Pupiți! Tani! Prezentatoare! Mulțumesc! Asta e cel mai folosit cuvânt? E chiar o expresie, dacă vrei să știi. Cea mai folosit expresie. Da! Lulu! Da! E gata masa? E gata masa! Uite, le întrebam care e cel mai folosit cuvânt pe care folosești tu. Vocabularul tău. Păi, sarmale, v-am zis. Și... serios, că nu zici sarmale toată ziua bună. Când mâncăm, întreb, de obicei. Exact. Să vă întrebam și mai e unul. Mie? Foame! Clopoțel, unde e clopoțel? Clopoțel, vrei? Mulțumesc! Am o întrebare pentru voi. Prieteni, am o întrebare. Ce faceți? Care e cel mai folosit cuvânt al tău? Păi asta, cred că întrebare. Întrebare sau dacă într-o zi mai bună ghicitoare sau într-o zi foarte, foarte bună întrebare și ghicitoare. Chiar nu am întrebat de vrăjimăturică. Dar puteți să ghiciți! Hai să facem curățenie! Da! Ce? Nu, are două cuvinte, ordine și dezordine. Nu. Uitați ce dezordine aici! Păi nu, că zice că e dezordine. Mulțumesc! Care e cel mai folosit cuvânt? Eu cred că voi știți care e. Mulțumesc! Și te rog! Dacă spui tu sau ceilalți sau te strigă cineva. Da. Ți-am lăsat ruși. Dar de ce vrei tu să știi care e cel mai folosit cuvânt? Pentru că vreau să vă spun că am descoperit ceva absolut fantastic. Ce? Cele mai folosite cuvinte din limba română, știți care sunt de fapt? Mama și tata. Nu. Bunica și băiță. Nu. Figure și cuculiță. Copii și joacă. Joacă și joacă. Nu. Vreți să vă spun? Da. Sunt da și nu. Da? Exact. Da. Și există și un joc cu da și nu. Cum ai? Cum e? Uite, fiți atenți. Voi va trebui să vă gândiți la un animăluț. Oh, bine. Fiecare se gândește în capul lui la un animăluț. Așa, animăluț. Iar eu va trebui să aflu de la voi la ce animăluț v-ați gândit. Da. Dar voi nu aveți voie să răspundeți cu da sau cu nu. Ok. Ați înțeles? Da. Bine. Da. Și voi gândiți-vă la un animăluț și voi jucați cu mamă cu tata. Uite, e foarte simplu. Trebuie să te gândești la animăluțul tău preferat. Ok. Da. Gândește-te. Și eu va trebui să ghicesc ce animăluț ai tu în cap. Ok. O să-ți spun niște întrebări. Mulțumesc. Iar tu nu va trebui să răspunzi cu aceste două cuvinte. Da? Și nu. Ah, ok. Hai să încercăm. N-am înțeles, dar încercăm. Bine, n-ai înțeles, dar o să încerc. O să-ți înveți pe parcurs. Te-ai gândit? Mulțumesc? Da. Fii atent. Animăluțul tău este roșu. Nu. Aaa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 a
Epigramă de animăluț? Desigur. Ce animăluț este? Aș vrea să-ți pot spune, dar din păcate... Imposibil. Bravo, super! Are grăniță? Aproape deloc. Aproape deloc, este un șorițel. Aproape ghicit.
este o... găina! Bravo! Yes! Lăsați-o pe ea ca înțelegi și altul. Animăluțul tău are gheruțe? Câteva. Este un vultur? Exclus. Deci nu zboară? Merge. Este o omidă? În niciun caz. E nici. Nici, e bun. Mănâncă fructe și legume? Niciodată. Mănâncă carne? Deseori. Este un leu? Nu! Nu e leu! Dar ai greșit! M-ai dat pe spate! Deci n-aveam voie să spun leu! Nici da, nici da! Mă duc să vă pregătesc câte un ceai până terminat. Bine, vreau și eu! Mulțumim! E sigură? Da! Bine! Am zis da! Începem acum! Animăluțul tău înoată? Doar când face baie. Ok. Are blăniță? Ca să-i țină de cal. Perfect. Este un animal sălbatic sau un animal domestic? Uneori este domestic, dar îi place mai mult în sălbăticie. Uneori mai stă cu oameni. Uneori mai stă cu oamenii. Da. Câine. Pisică. Vulpe. Pisică. 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 Departe. Ești departe. Departe. Locuiește departe. Da. Locuiește în Africa. Da. Este din savană. Ai spus da. Bineînțeles. Fiecare se gândească la o poveste? Da, bineînțeles. Facem așa data viitoare? Da, facem așa data viitoare. Prieteni, jucați-vă jocul acesta cu mami, cu tati, cu prietenii voștri și nu uitați, în momentul în care ei o să spună da sau nu, trebuie neapărat să le dați o provocare. Nu-i așa, prieteni? Da! Vă mulțumesc că v-ați uitat la noi, vă pupăm și... la revedere!